Am văzut în ultimele zile foarte multă panică și sigur că trebuie să luăm măsuri care se cuvin, dar în același timp trebuie să ne păstrăm calmul și să acționăm ca atare. Încă din cursul de luni seara, am avut discuții cu domnul prefect, cu domnul prefect, cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am stabilit niște atribuții care revin municipalității. Bineînțeles, noi ne-am pregătit la primărie, am cumpărat 2000 de măști de protecție pentru coronavirus, le-am dat în primul rând la 1500 de măști date la școli, pentru că mi se pare cel mai important acolo să putem gestiona lucrurile dacă apar probleme la copii, la cabinete gestionate prin cabinete medicale. 500 de măști avem la primărie și am mai comandat 1500, încă nu au ajuns de la București, trebuie să vină. Așa cum ați observat, la toate etajele din primărie, dacă ați observat, sunt puse aceste automate cu dezinfectant. Cei care vin în primărie au această posibilitate să dezinfecteze. La fel, ne dorim ca la intrarea în primărie să punem măști de protecție și cei care doresc, care vin în primărie și consideră că au nevoie să pună o mască, să poată folosi această mască. Mai mult decât atât, am discutat cu domnul prefect și ne-a solicitat în măsura în care sunt persoane izolate la domiciliu, sunt persoane care au, sigur, sau sunt suspecte care au avea acest coronavirus. Primăria Municipiului Suceava se poate să le ducă mâncare și apă. Sigur, conform ordonanței de urgență numărul 11, aceste sume se contează de la buget, de la Ministerul Sănătății, dar într-o situație de forță majoră, am zis că domnul prefect, să avem posibilitatea să aducem celor care au nevoie la domiciliu apă și mâncare dacă este cazul. Ca atare, prin Direcția de Asistență Socială, deja am încheiat un contract cadru, în măsura în care va fi nevoie să putem asigura aceste lucruri. Cât privește spațiile pentru carantină, din ceea ce mi-au spus la nivel de prefectură și Direcția de Sănătate Publică, sunt spații de carantină rezervate în zona municipiului Suceava. Deocamdată nu ni s-a ajuns un spațiu în acest sens, dar noi preventiv căutăm, în măsura în care lucrurile sigur se extind, să închiriem, pentru că ați văzut și dumneavoastră această posibilitate de a face un centru de carantină în apropierea școlilor sau la școli, ați văzut ce scandal a ieșit în țară, adică ori se închide școala cu totul, nu poate să, școala să funcționeze și un cămin să-l face carantină pentru acest virus. Ca atare, încercăm să găsim o locație cu 5-10 camere, tatonăm din acest punct de vedere. În ședința de Consiliu Local de mâine vom lua o sumă de 100.000 de lei din fondul de rezervă să o avem la dispoziția primăriei, măsura în care se impune să închiriem niște spații, eu știu ceea ce vă spuneam, să asigurăm apă și mâncare pentru cetățeni, vom face acest lucru pentru cei care sunt izolați la domiciliu. Repet, din nou, aceste sume se recuperează de la guvern, dar primăria în primă instanță le finanțează. În altă ordine de idei, în cursul zilei de sâmbătă vom avea o dezinfecție generală în primărie, având în vedere faptul că vine foarte multă lume în primărie, suntem și în această fază în care avem șantier aici în primărie și la fel la sediul primăriei din cartierul Burdujeni, având în vedere faptul că acolo este Direcția de Asistență Socială, vin foarte multe persoane cu probleme, fel de fel probleme de asistență socială și ca atare vom face o dezinfecție totală și la sediul primăriei din cartierul Burdujeni. Acest lucru se va întâmpla vineri după masă, iar sâmbătă dimineață la primăria municipiului Suceava.